Salut, dragi Cristi de la Libertate în IT aici. În acest video vom vorbi despre adevărul fucked up despre bani în freelancing. E practic ideea și mindset issue-ul pe care cei mai mulți oameni îl au când vine vorba de bani și e o chestie pe care am testat-o de nenumerate ori cu atâția clienți și atâția oameni pe care am ajutat să devină freelanceri și e efectiv modul în care noi ne raportăm la bani și deci clienții, modul în care clienții se raportează la bani și o să discutăm aici puțin despre clienți care nu au bani și clienți care au bani și modul în care se gestionează fiecare relație, modul în care se desfășoară fiecare relație de colaborare în ambele cazuri. Foarte mulți programatori au impresia că dacă faci mai mulți bani în programare, dacă ești plătit dublu sau triplu decât acum, va trebui să lucrezi dublu sau triplu. Adică va trebui efectiv să lucrezi 12 ore, 14 ore pe zi, pentru că doar așa, asta e singura soluție pe care poți să faci mai mulți bani. Asta e gândirea generală. Da, cumva pleacă la premisa că, bă, eu n-am cum să fac banii ăștia. Și se întâmplă de multe ori cu oamenii care vin să lucreze cu noi, că ne spun în call-ul inițial că, bă, vreau să fac, nu știu, 5.000 de euro ar fi genial pentru mine, după care ajung să semneze pe 9.000 de euro, pe 10.000 de euro și pur și simplu e doar o piedică mentală mai mult, pentru că ei cred că nu valorează asta și inițial e credința că, bă, ce trebuie să livrez ca să fac banii ăștia și trebuie să livrez mult mai mult. Și adevărul e că nu e neapărat așa și de asta tendința pentru mulți oameni e să se ducă, să se vândă la un nivel foarte jos, să ceară, nu știu, 10 sau 15 euro pe oră sau 20 de euro pe oră la început în freelancing, pentru că, domne, sunt la început, deși am experiență. Și atunci ajung într-o situație nașpa, într-o situație în care lucrează cu clienți care au bugete mici. Și ce se întâmplă acolo? Da, în primul rând, ideea asta vine din perspectiva că, ok, eu până acum n-am făcut mai mult, asta e rata la care am ajuns, am lucrat mult ca să ajung aici, cumva firmele m-au crescut treptat și atunci n-am cum să fac mai mult bani decât dacă mai aloc mai mult timp și ghiși ce, n-am mai mult timp, că poate timpul respectiv mi-e limitat oricum. Și atunci încep să lucrez în freelancing, oamenii ăștia care au mindset-ul ăsta și în momentul în care îți plătiți mai mulți bani, efectiv trag super tare, ca și cum ar avea ceva de dovedit. Trag mega tare și lucrează fiecare oră, lucrează și noaptea, și în weekenduri. Ca să dovedească cumva că, bă, uite, merit banii ăștia, să nu cumva să pierd acel proiect, să nu cumva să clientul să zică că, bă, tu nu meriți banii ăștia, cum să te plătesc așa mulți bani. Își leagă sentimentul de merit, de timpul pe care îl aloc în muncă. Realitatea foarte tristă aici este că clienții care plătesc puțin au adesea cele mai mari pretenții, cele mai absurde pretenții de la developeri, pe când clienții care plătesc mai mulți bani au cea mai bună relație de respect cu freelancerii cu care lucrează. Adică le oferă o relație de muncă proprie, le oferă mai mult owner și îi investesc cu mai multă încredere în proiectele pe care le fac. Pentru că un om care are mulți bani și care e dispus să plătească sume mari pentru un programator, nu o să stea să-ți facă micromanagement la fiecare programator, să vadă dacă și-a lucrat 5 minute cât a fost la baie, sau să-i pună time trackere, sau să-l urmărească efectiv fiecare minut sau secundă din viața lui de programator. El vrea niște profesioniști, vrea să-și facă o echipă în care e dispus să investească pe termen mai lung bani, pentru că rezolvă problemă mare din business și pentru că business-ul oricum generează super mulți bani, adică orice improvement pe care programatorul o să-i facă, o să-i salveze o grămadă de bani. Și din perspectiva asta, efectiv, astfel de persoană nu are niciun interes să facă micromanagement. Nu are timpul necesar să facă micromanagement. Exact. Pentru că timpul lui e alocat în alte zone de business. Dacă eu plătesc 10.000 de euro pentru un freelancer, băi, am pretenția la omul ăla, cel puțin am bun simț să-i ofer încrederea să-și rezolve treaba, știi, să nu fiu eu nevoit să mă uit la fiecare minut sau fiecare oră pe care o lucrează sau așa mai departe. Exact. Nu, vreau să-și facă treaba și pentru asta îl plătesc pentru că e un profesionist. Pe când la polul opus, și aici e super chestia super factă pe care oamenii nu înțeleg când vine vorba de freelancing și limitarea pe care și-o pun singuri în a rămâne la un nivel de venit mai jos pentru că așa trebuie sau trebuie să o ia cu pași mici sau cum își imaginează ei. Clienții care nu au bani au și cele mai mari pretenții. O să se negocieze cu tine la fiecare future pe care îl faci, o să-și ceară să faci și mentenanță, poate gratuit, o să te pună să lucrezi mai mult sau de ce nu lucrezi suficient de mult sau lucruri de genul. Toate lucrurile astea o să se întâmple exact pentru oamenii care nu au bani, care sunt zgârciți, pentru că vor să obțină cât mai mult cu cât mai puțin și au un mindset din ăsta foarte aiurea legat de colaborare în care ei sunt stăpânii absolut și îți dau ție bani și îți fac o favoare că tu lucrezi pentru mine, ceea ce e complet toxic și complet aiurea. Da. Mai ales în relația asta cu freelancer sau oamenii care sunt pe fel și fel de platforme, gen Upwork, care te amenință că, vezi că dacă nu faci, îți dau review negativ, să vezi ce strică cariera ca freelancer. Da, dar gândește că chiar am văzut recent un caz cu un client de nostru din Libertate în IT, în care efectiv o dat de un client, care și-o negociat cumva la clientul lui, efectiv proiectul pe ore. Adică au zis, bă, uite, eu consider că proiectul ăsta o să dureze 1000 de ore. Și efectiv o negociat ore, clientul final a fost de acord cu negocierea asta. Și în momentul ăsta, omul ăsta punea presiune pe developer, adică o vorbit cu clientul nostru din Libertate în IT și a zis, bă,
trebuie să-ți instalezi time tracker-ul. Dacă mergi 5 minute la baie, 5-10 minute la baie, trebuie să oprești time tracker-ul. El raționaliza că asta e normal, că dacă tu ești plătit pe oră, atunci da, trebuie să lucrezi toate orele alea, că de ce ți-aș plăti eu pentru o oră pentru care tu nu lucrezi? Sau... Erau niște raționalizări care cumva n-aveau niciun scop și niciun sens într-o muncă de profesionist, într-o muncă de expert în domeniul IT. Yep. Și adesea oamenii care plătesc puțin nici nu cunosc cu adevărat valoarea unui developer și cum funcționează lucrurile astea și ca o consecință de aici au impresia asta greșită că cu cât investești mai multe ore sau cu cât developerul stă lipit de ecran acolo mai mult, cu atât o să aibă și un serviciu de calitate. Exact. Un developer care are bani și știe ce înseamnă developmentul și știe cât trebuie să investească pentru a obține calitate, o să aibă complet percepția greșită și o să-ți dea libertate tocmai pentru că știe că un work-life balance bun pentru tine înseamnă și un produs și un rezultat mai bun pentru el în echipa lui. Și vreau o echipă pe care o să o sudeze pe termen lung și are nevoie de oameni care să fie profesioniști și pe care să investească, cum spuneam, și la început cu încrederea asta. Banii mai mulți nu sunt o consecință a muncii în plus, a timpului alocat în plus în muncă, ci mai degrabă a dezvoltării abilităților tale de sociale, adică de comunicare, de vânzare și de negociere, și a identificării clienților direct în piața globală, fără să te depinzi de intermediari care să-ți vândă munca. Tu deja faci sume foarte mari, generezi venituri foarte mari pentru clienți, clienții plătesc sume foarte mari pentru tine, dar banii ăștia nu ajung la tine. În momentul în care te decizi că vrei să înveți cum să faci freelancing în mod corect și să găsești clienți singur, în piața globală, fără să depinzi de altcineva să-ți găsească clienți și să faci aceeași muncă pe care o faci acum, dar pe dublu sau triplu decât faci acum, hai să ne auzim la un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert din echipa noastră. Intră pe libertatea.it.ro și programează-te la un call. Eu am fost Raul și Cristi, salut! Salutare!